Îngrozitorul caz s-a petrecut marți noaptea în localitatea Prahoveana Secăria. Se pare că totul ar fi pornit de la gelozie. Femeia își luase copiii și plecase de lângă soțul ei. Se pare sătulă de certurile și bătăile pe care le primea. Bărbatul a pândit-o seara când se întorcea de la serviciu. A înjunghiat-o într-o stație de autobuz și apoi și-a luat viața. Pe data de 8 martie trebuia să vină fetița la mine. N-a putut să vină că a fost bătută. Ajunseseră sacul lui de box. Și când a venit maică-sa, a băgat de seamă că e vânătă la un uchi și albeasa era roșie. Zice, ce ai făcut? Și apoi, ca să știm, am dus în primărie document de la doctorul legist. În poliție, în Comarnic, este duse și nu s-a luat nicio măsură. Este mărturia tatălui fetei care a fost agresată de soțul orbit de gelozie. Mihaela și Dorinel au împreună două fete de 14 și 5 ani, după o relație de mai bine de 13 ani. Mai grav este că familia mamei acuză acum și poliția din localitate de neimplicare în cazul fetei agresate. A amenințat-o, care fata a scris pe telefon, a amenințat-o că prima dată o omoară pe ea și după aia să o omoare el. Uite că el s-a omorât. Deci ați făcut plângeri la poliție până? Da, e asasinul de Carpați. Polițaiul ăsta n-a vrut să ia nicio măsură. Îi spune fetii, știi, și toată primăria că să-și facă un aman. Așa i-a zis polițaiul ăsta. El invoca faptul că ea l-a înșelat. Da, așa, că dacă e, pune mâna, oprește-o acasă. Păi nu ne ajungem cu banii. Atunci atași mamă din gură, că ai doi copii, cu ce te ajungi? Dacă nu, tu nu vrei, ea are rată, tot. Și miercuri noaptea a bătut-o atunci, așa, și joi seara a venit aici. De când a venit, eu am văzut-o acum săptămâna trecută, vineri, când a luat-o salvarea pe Gabi alaltă el. Când? Sâmbătă de dimineață. A, așa. Dacă o vedeați la 12 noaptea, cu câte ai plasele a venit cu mâncare, eu am rămas în pită. Zice, uite, așa, așa duceam și acasă acolo. După ce a fost înjunghiată, femeia a fost preluată de urgență de o ambulanță și dusă la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. În baza sesizării, un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului, unde au găsit o femeie în vârstă de 31 de ani, care prezenta mai multe leziuni la nivelul corpului, aceasta fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. De asemenea, în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că evenimentul s-ar fi produs pe fondul neînțelegerilor conjugale dintre aceasta și soțul ei, care au degenerat. Totodată au fost efectuate verificări de căutare, iar în această dimineață bărbatul în vârstă de 39 de ani a fost găsit pe raza localității Secăria, spânzurat. Cine l-a găsit? Un vecin. La o dimineață... Nu l-am căutat la noapte cu poliția, nu l-am găsit. Și de dimineață un vecin l-a găsit. De ce credeți că a făcut acest lucru? Nu știu. Din fericire, starea victimei este stabilă, iar leziunile nu i-au pus viața în pericol. Polițiștii au deschis în cauză un dosar penal care cel mai probabil va fi clasat.